Vreau să vorbesc acum despre lucruri care să ne ajute să avem o stare de bine, pentru că am vorbit de stres. Stresul, până la urmă, induce acea stare de tensiune care dezechilibrează sistemul imunitar. Alături de mine astăzi am o doamnă doctor care vine să ne vorbească despre acest lucru. Mă tot gândesc și mă uit la tine că ai niște flori foarte frumoase la piele. Bine ați venit, doamna doctor! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că ești alături de noi. Hai să povestim un pic despre faptul că sistemul imunitar poate să fie, la un moment dat, cel care să ne ajute în lupta cu tot ce vine agresiv înspre noi, dacă el este puternic. Ce facem să fie puternic? Există substanțe care au rol de a întări sistemul imunitar, printre care extractul de struguri. Acest produs, Antioxivita, care a fost premiat cu aur la Salonul de Inventică Mondială cu aur, reprezintă un concentrat de struguri. Este o emulsie de polifenoli și conține polifenolii care ar exista în 80 de litri de vin roșu. Deci, consumând doar 5 ml din acest produs pe zi, acoperim necesarul de antioxidanți care vor anihila radicalii liberi care se formează în organism ca urmare a stresului, ca urmare a consumului unor alimente nocive organismului. Foarte bine a spus, pentru că exact. Din aer și din alimente chiar. Și acest necesar este bine să-l împărțim de-a lungul zilei în 3-4 prize la 6-8 ore. Adică tu spui că trebuie să-l luăm de mai multe ori pe zi? Da, cel mai bine, pentru că aceste substanțe trebuie menținute în organism într-o anumită concentrație pentru a anihila toți radicalii liberi care se formează de-a lungul zilei. Și eu, de exemplu, îmi pregătesc un amestec, cam o linguriță din acest produs vine această doză care e necesară pe zi, cu pun puțin polen, puțină miere, pentru că este foarte astringent și este mai ușor de asimilat și mai plăcut la gust dacă adăugăm și miere. Și de-a lungul zilei iau așa câte un pic și îl plimb prin gură. Se spune că substanțele conținute în acest produs, printre care resveratrolul, se metabolizează foarte repede. Și el este un produs care ne ajută foarte mult în lupta cu radicalii liberi și de aceea este indicat a fi consumat cât mai des de-a lungul zilei pentru a menține acea concentrație. Și de asemenea se absorbe mai bine la nivelul gurii. Atunci când îl înghițim, în tubul digestiv suferă niște modificări și produsul își modifică compoziția, deci nu mai este la fel de eficient. Și deci între mese recomand să luăm câte o mică cantitate așa, dintr-o linguriță. Și de-a lungul zilei să facem acest lucru de câte ori ne amintim. Deci tu spui deci să fie cât mai des posibil. Că ar trebui să-l plimbăm oarecum în, plimbăm, în gură, nu? Așa, și să nu mâncăm cel puțin o jumătate de oră după ce facem acest lucru. Am înțeles. Și acești polifenoli, printre care resveratrolul și este foarte util în afecțiunile cardiovasculare, în afecțiunile hepatice, este atât antiviral cât și antibacterian, deci el ajută și în infecțiile virale cu virusul C și B al hepatitei, reduce viremia și de asemenea scade colesterolul de la nivelul ficatului, crește, adică le elimină prin vezica biliară și astfel scăpăm de o parte din colesterolul care există în organism. Eu știu că s-au făcut studii în direcția asta, foarte multe. Da. Și știu că vorbeam cu Simona, cea care a creat acest produs, despre studiile pe care ea le-a făcut pe diverse persoane și că, într-adevăr, valorile au scăzut foarte mult. Da. Chiar la persoane care nu au ținut un regim alimentar strict, valorile colesterolului au scăzut
La unele persoane chiar începând cu 2 săptămâni, la altele după o perioadă mai lungă. De asemenea, transaminazele hepatice s-au normalizat. Și de asemenea, viremia a scăzut în cazul persoanelor care au avut infecții cu virusul hepatitei C, de exemplu. Au scăzut valorile foarte mult? Da, este semnificativ și un tratament de lungă durată ar ajuta foarte mult. La 3-6 luni, preconizez eu, trebuie să fie minimum. Se adresează și copiilor și adulților deopotrivă și... produsul, ce știu eu, nu? Da, dar s-a constatat că acționează. Eficiența lui este mai mare, în special la persoanele mai în vârstă. Nu s-a găsit explicația pentru acest lucru. Poate că ei au mai mare nevoie de asta. Da, și atunci organismul reacționează foarte bine, nu? Da, la copii efectele nu au fost chiar atât de miraculoase pe cât au fost la adulți și la persoanele care au avut probleme cardiovasculare sau datorită colesterolului. Sau... Îți mulțumim tare mult, doamnă doctor, că ai fost astăzi alături de noi. O să fiu atentă la ce mi-ai spus. Puteți să intrați și pe site-ul florentina.ro, găsiți acolo foarte multe informații, dar de asemenea există un site, Fenalex. Pe fenalex.ro există și acolo informații legate de produs, de asemenea. Sigur. Mulțumim tare mult, revenim numai decât.